așa ceva, dar vreau să zic că... Dar nici nu trebuie să zici nimic, mă, trebuie să mă îmbrațe și atât. Nu ai acceptat. Asta crezi tu? Eu de asta ai încercat vreodată și... Eu tocmai astea, când ești supărat, zic să te lasă pace, să-ți treacă nervii și după aia discutăm cu alte calm, când frumos. Sunt supărat și alte când sunt nervos, cum am fost așa, astăzi. Și când ești supărat, poți nu e vorba, când și când ești supărat poți să mă iei, că doar nu o să-ți fac nimic. Da, dar și eu am și eu, adică mă deranjează când văd că mă faci în toate felurile. Dar ce ți-am făcut, mă, întotdeauna? Mă fac să mă simt prost, Raimond. Cum, că eu provoc scandalurile, că eu vreau să fac materiale, niște dracului materiale prin platou cu mine, cum că am un suflet rău, că sunt rea. Păi da, astăzi ai dovedit că ai un suflet rău și ești rea. Tu ai văzut că eu, știi, vedeai că fierb, practic, ai văzut că fierb. Ai văzut că supăra și râuia, bă, înseamnă că ești oarbă. Am văzut că... că vrei să dai tot pe ta. Adică vrei să mă faci pe mine să cred că eu am greșit și tot vezi. Nu, mă, și eu ți-am zis, uite, poți să-ți ceri scuze că m-a deranjat. Doar să mă zici, nu neapărat să-ți ceri scuze. Nu era vorba neapărat de scuze. O vorbă bună, uite, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat aseară. Știi ce? Foarte bine să faci tu același lucru și eu făceam și eu același lucru. Eu ți-am zis și astăzi că îmi pare rău. Că te-am supărat. Da. Da, da, îmi cereai și mie scuze. Ce scuze? Îmi cereai mie să-ți cer scuze. Da, nu trebuie când zic să-ți cer scuze. Nu trebuie să vii la mine, Raimond, îmi cer scuze pentru ce am făcut. Puteai să... Da, eu aseară din faptul că te luam în brațe și încercam să te calmezi și asta... Nu n-o mai luat din toate inima, că te-ai ridicat, hai, băi. Da, eu ți-am zis că ți-am urmărit mișcările. Nu, cum să rogi un ohai un metru mai... Ca să te facă încet, încet să te facă... Dar puteai să iei să mă iei în brațe, mă pupai, mă trânteai în pat și totul era bine. Păi am încercat să te trântești și în pat. Mă pupai pe ochi. Am încercat să te trântești și în pat. Ai, n-ai încercat. Am încercat bănășuc. N-ai încercat bănășuc. Chiar n-ai încercat. M-am încercat. Și până mă tot prostul vine când te vede pe canapea singură să se bage în seamă. Bine, măi, te căiești acum. Hai să dăm timpul înapoi să vin eu la tine, vine? Nu. Asta mor. Că sunt prost. Nu ești prost. Ba da, sunt prost. Mm-hmm. Dar nu, uite, acum parcă îmi pare rău că am venit. Serios, a? Așa, bine, să văd, să te văd, nu, dar n-am eu ambiția asta încă necesară. Să văd cât stai, cât stai, cât stai, cât stai, cât stai, cât stai. Vrei să spun ceva? Mm. Eu așteptam să mi se usuce unghiile, că veneam eu. Vorbesc foarte serios. Hai, pa! Vorbesc foarte. Băi, deci... Era venit la mine înainte deci... și m-a întrebat și a zis că aștept să mi se usuce unghiile. Și aveam de gând să mă duc în dormitor. Băi, nu fi... Nu fi pune, te umpli? Hai, lasă-mă. Deci vorbesc foarte serios. Așa că ești... Băi, lasă-mă, măi, cu vrăjeala asta. Nu-i vrăjeală. Ia și acum, cred că mai nu mai e. O să văd eu vreodată dacă ne mai supărăm, să văd eu ce reacție e totuși. Și vezi că țin cont de tot ce ai spus, să te ferească Dumnezeu să nu fie așa. Ce-am spus? Așa, ce-am analizat tot ce ai spus, eu cred că ai înțeles. Ia, ce? Păi eu nu știu, eu nu-ți mai zic, eu cred că ai înțeles. Ce-am spus eu? Să te văd eu că ne mai supărăm vreodată, să te văd cum reacționezi. Păi tu ești supărat ce să... Încearcă și tu să faci același lucru, să nu mai te superi așa des. Păi n-aveam cum ieri să mă spun, cum mi-ai frecat nervii de când mi-ai zis faza aia. Și oricum am venit un pic supărat aici că m-a deranjat visul. De ce? Așa, nu știu, m-am trezit speriat așa. Că te-am visat și pe tine. Deci eu am visat așa, am visat pe bunică să lucrăm, era însărcinat. Băiat însărcinat? Bărbat însărcinat? Era însărcinat și avea și un copil și plimba cu căruciorul pe afară. De fapt la mine în spate, în grădină. Dar după gard, vedeam eu și eu eram cu Andrei de la ea, care a lucrat aici și noi o să-i luăm interviu. Și i-am luat interviu de la și când am intrat în curte, am sărit gard, a început bunică să mă înjure. Dar eu nu știu cum arată bună suda, așa mi-a zis bunicul lui Tăian. Și am început și eu, nu știu ce... Dar bunicul lui e mort? Nu știu de unde să știu, e bunul, că nu, doar nu știu cum arată. Bun, și după aia eram tot așa cu Andrei de la care a lucrat, noi de la care începe Mireasa și erau doi copii de Nieromă la televizor. Uh-huh. Nu. Da, după ce a luat interviu, tot așa mergând până curte, m-am întâlnit cu Mariana, nu știu ce am vorbit, era supărată, asta încerca să-mi amintesc, nu mai știam ce am vorbit cu ea. În fine, după aia mă duc în casă, era Andrei, se uita, hai repede că începe Mireasa. Hai să ne uităm la Mireasa. Și mă uitam la Mireasa și erau doi copii de Nieromă, dar unul mare și unul mai mic.
Și spune Andrei, ăștia-s frații tăi. Cum mă să fie frații, bă, ești prost? Da, mă, du-te, bă, de aici. Și după, ești așa speriat, mă duc în... A, și după... Așa, după? După m-am dus în cameră și mi-a zis, Andrei, vezi, ascunde-te repede că vin frații tăi să facă nu știu ce. Și cum erau doi, zic, bă, mă ascund după ușă și nu găseam nimic, o ustensilă să-mi fac de lucru cu ea. Și am găsit un deodorant de la Nivea Invisible Black de la. Și îl țineam așa de toate, zic, cum intră, zic, gata. Ori, dacă a venit să-mi facă felul. Și a intrat tu prima, zic, ce cauți aici? A intrat tu prima, așa supărat, a venit maică mea, a venit taică mea. M-a luat o trei brațe și a zis, maică mea, Raimond, trebuie să spun ceva, tu de fapt ești înfiat. Și atunci am început să plâng și m-am trăit așa cu inima, am bătea tare inima așa, cum eram dezelătat. Erai înfiat? Da. Și atât. Te gândești prea mult, probabil, știi? Mă gândesc prea mult. Mă gândesc că sunt fiat. Și dacă aș fi ce? Ce fel? Ce vis odată. Și așa mi-am amintesc pe tot în afară de partea cu Mariela. Nu știu ce căuta aia. Nu știu ce căuta bunică sub trei ani. Însărcinat? Da. Avea și copil și era și însărcinat. Că au făcut unii niște teste pe el. Ce vreau să facă? Vino cu apă! Să acopere camerele. De n-o să stați voi 5 săptămâni. Vezi că nu o ții suficient de sus. Păcând, tot cât te fericiți, atunci mă iubești maxim. Tot timpul. Da. Asta spui că dacă sărea în gardul, eu de-aia am vrut să-l sar mai mult. Zic, ia să văd. Zic, eu sar gardul. Ia să văd. Să văd a doua zi la televizor dacă e afectată. Deci tu chiar... Ia, uite și tu se îndește de iubirea mea. Păi aia mă, zic, sar gardul. Și zic, ia să văd. Raimund, a doua zi zic să stau la televizor că și așa e gală. Zic, să văd. Ei, pare rău de cea. Eu eram, zic că nu. Dar tu chiar de mult te îndești de iubirea mea? Când avem momente de astea, am impresia că sunt singur. Și că ți-ar fi indiferent dacă ne-am despărțit sau nu. Asta cred, că asta mi-a arătat până acum. Și nu zic acum la nervă, așa simt. Că de fiecare dată când ne certăm, dacă nu vin eu... Nu, știi de ce nu faci niciun pas? Pentru că tu, atunci când ne certăm, o faci pe mine să, să te scoți tu și să mă înfurți pe mine. Asta am impresia. Da, atunci când ne certăm și vii tu la mine.